Deci pentru această rețetă o să avem nevoie de 1 litru de lapte, zahăr toast, 100 de grame, 6 albușuri, 6 bălbenușuri, puțină ciocolățică, eu nu am vanilie păstaie, așa că o să pun zahăr vanilat, 100 de grame de zahăr pudră, un pic de sare și un pic de oțet. Acum o să punem sarea în albușuri și o să începem să mixăm. Când albușurile au devenit un pic pufoase, putem adăuga oțetul și continuăm să mixăm. Și acum o să adăugăm zahăr pudră până să obținem ceva ca o bezea. Continuăm să mixăm, o să folosesc și altă mână curată. Și punem puțin câte puțin până terminăm zahărul pudră. Am terminat zahărul pudră, este destul de lucios și are o consistență cam fixă, deci e bine. Am pregătit niște forme, n-am avut forme, dar normal trebuia de ceramică să fie la fel, dar am improvizat niște cespuțe. Am pus ulei, le-am uns cu ulei un pic și bezeaua o putem lua cu o lingură, n-ar trebui să cadă. Deci vezi, nu cade, ceea ce e bine. Și umplem formele. Îl preîncălzim cuptorul la 100 de grade. Îl pregătim acolo. 100. Am pus în această tavă apă fierbinte. Și o să punem formele, ceștile în cazul meu, în apa asta fierbinte și le punem la cuptor. Deci am pus formele în cuptor pentru aproximativ 15 minute. Cuptorul preîncălzit la 100 de grade. Între timp punem laptele la fiert, la foc mediu. Pentru că nu am păstaie de vanilie, o să încerc cu zahăr vanilat. Acum o să amestecăm ouăle separat, să facem crema cu zahărul normal, nu pudră. După ce laptele a început să fiarbă, cam 10 minute durat, o să-l adăugăm cu bălbenușurile pe care le-am amestecat cu zahăr tot. Cred că am lăsat cam mult formele în cuptor. Trebuiau doar 15 minute, dar se rezolvă acum. Am scos formele de la cuptor, sunt destul de sticky, făcute. Să sperăm că le putem răsturna și dezlipi. Laptele în curând o să pun aici, iar apoi înapoi la fel. Am scos și formele din astea. Formele improvizate, aș putea zice. N-arată foarte rău. Și pentru că am pus ulei, s-au desprins, asta s-a desprins destul de bine. Deci când laptele a început să fiarbă, nu trebuie să lăsăm să fiarbă mult. Îl adăugăm în gălbenușuri, puțin câte puțin. Și amestecăm. Când am terminat de adăuga laptele peste gălbenușuri, o să-l punem din nou la fiert, la foc mic, în jur de 15 minute. S-a cam prins, dar nu lăsați să se prindă. După ce am transferat crema într-un castron curat, punem folie, lăsăm la temperatura camerei și apoi în frigider. Deci, după ce am ținut în frigider, nu știu exact ce mi-a ieșit aici,
dar arată a brânză, nu a cremă. Poate că am fiert laptele prea mult înainte sau l-am fiert după ce l-am amestecat cu ouă, nu știu. Jamila, să-mi zică. So, let's see. Începem să vedem cum e. Laptele e fresh, deci nu are cum să fie stricat. Doar ce l-am desfăcut. L-am cumpărat de zi. Expiră cam 2 săptămâni, scrie pe cutie. Deci, hai să vedem cum e totuși. Ne riscăm, ne riscăm. Punem cea mai frumoasă formă. Pe mijloc, așa frumos. Așa, și niște zeamă de aici, care nu știu ce e asta. Și-o lăsat dușul, bănuiesc. Și acum, radem niște cioc. Să, acum radem niște ciocolată. Am ținut-o la frigider, să fie tare. Cunoaze, dar e ok. Ok, și acum putem gusta această brânză, care ar trebui să fie cremă. Și acum să vedem. Și-au ieșit aici. Foarte delicios. Deși arată ca o brânză, are un gust foarte, foarte bun. Lapte de pasăre. Funny.